Cu ocazia zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, noi, elevii Colegiului Național care îi poartă numele, vom împărți 39 de cărți poștale, număr reprezentând anii pe care i-a trăit poetul național. Cărțile poștale sunt inspirate din opera sa și ne dorim ca poezia lui să rămână veșnic printre noi. Buciumul sună cu jar. Eu am pierdut asta și vă dau asta. Mulțumim! Cu cartea zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, vă oferim o carte poștală din partea colegiului nostru, ca opera lui să rămână veșnic printre noi. Da, să rămână, că l-am învățat la școală. Da, toată lumea cred. Să rămână. O zi bună! Dragă, mă aștepți tu pe mine, sub un salchim, sub un salchim. Frumos din partea voastră, domnișoară, îmi pare bine. Mulțumim, o zi bună. Într-adevăr, unul din cei mai mari poeți, nu numai a României, dar nu vor fi, mulți nu-l recunosc, mulți vorbesc, ci nu ar trebui să vorbesc. Asta este un poet universal. Eu vă mulțumesc. Eu vreau cu Veronica Micle. Da, sunt mai multe versuri, fiecare e diferită. Eu vreau cu... Ia vedeți, aveți ceva cu Veronica Micle acolo. Ia să vedem. Mi-a plăcut din tinerețe când eram ca voi așa. Pieptul de dor, pieptul de dor, fruntea de gânduri ți-e plin. De amicul ăsta. Eu știu, da. Sau și eu. Vreți să vă spun? Știu o parte din scrisoarea a treia. Ah. Iată vin în sol de pace până framă în vârf de văd. Dacă îți doriți să ne recitați dumneavoastră. Deci, nu credeam să învăț a muri vreodată pururea tânăr. Ochii mei înălțam visător la steaua singurătății, când odată tu resăriși în cale suferință, tu dureros de dulce, până în fund băui voluntatea morții ne-nvără. Mulțumim, o zi bună! Mulțumim! Felicitări! O zi bună! Clopotul vechi umple cu glasul lui sara. Sufletul meu, sufletul meu arde în iubire ca pară. Sufletul meu arde în iubire ca pară.